Bun venit la starea sănătății! M-am gândit astăzi să vă explic de ce e posibil să vă simțiți obosiți după multe zile de concediu, și de ce e posibil să vă înfometați celulele dacă mâncați prea mult. Cum vine asta, nu? Obosiți de la odihnă? Și celule înfometate de prea multă mâncare? Vă explic. Are Jesian Jospe în cartea Revoluția glucozei o descriere genială a acestor paradoxuri. Uite, imaginați vă următoarea situație. Bunicul a ieșit în sfârșit la pensie și vrea să și îndeplinească visul de a conduce un tren care merge cu o locomotivă pe abur. Da, știu la ce vă gândiți, dar hai să zicem că e un alt bunic nu unul căruia îi plătesc nepoții facturile, medicamentele, unul care iese la pensie sănătos și cu chef de viață. Un bunic de afară, deci, de undeva de prin țările scandinave, să zicem. Bun. Deci bunicul se angajează ca fochist. Care e sarcina lui? Să bage culopata lopata cărbuni pe foc, da? într-un cazan, ca să alimenteze cu energie procesul prin care trenul e pus în mișcare și merge. Cam tot așa cum ne alimentăm noi corpul cu energie, dându-i mâncare. Ok? E, în prima zi, bunicul primește un sac de cărbun pe oră, exact cât are nevoie. Totul bine și frumos până aici. Imaginați-vă acum că în a doua zi de muncă, bunicul primește la prima oră primul sac, la câteva minute vine cineva, aduce încă un sac. Ok, e bine să am aici o rezervă. Doar că imediat după apare alt sac cu cărbuni. Și apoi încă unul, și încă unul, și tot așa. Ceva nu e în regulă. Nu prea mulți saci care vin mult prea repede. Mormane de saci se strâng în jurul cazanului. Ceva ce la început părea o idee ok, o rezervă de cărbuni devine în scurt timp un obstacol în calea activității bunicului. Așa că bunicul rămâne fără spațiu de care are nevoie ca să arunce cu lopata cărbunii pe foc, pentru că tot sacii ăia îi stau un drum. Cazanul locomotivei rămâne gol și trenul se oprește. Motivul e unul paradoxal. Chiar dacă în tren există multă materie primă necesară energiei, aceeași materie primă împiedică tocmai activitatea de care e nevoie pentru ca ea să fie transformată în energie. Așa că pasagerii trenului devin furioși, iar bunicul își dă demisia pentru că visul i-a fost spulberat. E fix așa e și cu mâncarea. Avem nevoie de ea, e bine să avem niște rezerve, dar în timp prea multă mâncare Prea multă glucoză din mâncare împiedică celulele să o mai asimileze în moduri sănătoase și să o transforme în energia pe care organismul, de fapt de care organismul nostru are nevoie. Așa că, deși ne vom alimenta, vom suferi de moleșeală, vom fi apatici, vom simți că n-am dormit suficient, cu alte cuvinte, vom simți oboseală. Pentru că celulele noastre vor muri de foame, așa cum cazanul locomotivei a rămas gol în poveste. Vă las cu această imagine. De câte ori vreți să mâncați dulciuri, gândiți-vă la bunicul fochist, ca la un bătrânel simpatic care se bucură de noul lui loc de muncă pe care și-l-a dorit toată viața. Nu-i stricați visul și nu vă inundați corpul cu saci de glucoză. Să vă fie bine. Și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.